într-o excursie prin țară organizată de domnul Antonescu. Am fost împreună și am reușit să o cunosc mai îndeaproape. O actriță extraordinară. Pentru mine, Marga Barbu a însemnat, atunci când am făcut acel film cu ea, o stranie bucurie. Era o femeie pe vremea aceea și chiar și mai târziu o femeie frumoasă, o femeie, cum se spune așa, ușor bărbat, o femeie care întreținea o atmosferă plăcută la zilele de filmare.